A devenit o tradiție ca anual în vacanța de vară să aibă loc o școală de vară la școala din Porolisum. Anul acesta, numărul elevilor care și-au manifestat dorința de a participa la activități a fost peste așteptările organizatorilor, care au fost nevoiți să suplimenteze locurile. În această săptămână, peste 60 de copii iau parte la activitățile organizate la sediul Școlii Gimnaziale Porolisum. Este al patrulea an consecutiv în care organizatorii își propun să le ofere copiilor o alternativă de petrecere a timpului liber. Și se pare că au reușit, dat fiind numărul mare de participanți. Iată că la inițiativa Episcopiei Sălajului, a Parohiei Ortodoxe din Porolisum, Pocorârea Sfântului Duh, în colaborare cu Școala Gimnazială Porolisum, școala din cartier, desfășurăm încă o dată școala de vară. Școala de vară Porolisum, o școală de vară altfel, pentru că desfășurăm tot felul de activități plăcute copiilor, avem din ce în ce mai mulți copii și acum avem în jur de 60 și a trebuit să suplimentăm materialele pe care le-am pregătit. Dar vin din ce în ce mai mulți copii și din ce în ce mai dornici să interacționeze unii cu ceilalți, să se joace, să împărtășească impresii și să devină oameni în fond, pentru că este un deziderat al școlii de vară, să încercăm să fim oameni, să fim mai buni unii cu ceilalți. Elevii participanți la școala de vară Porolisum învață tainele picturii pe sticlă, iau parte la activități culturale și sportive, iau lecții de orientare turistică și iau lecții de gătit. Mă numesc Știrb Dragoș, din clasa 5-a C de la școala Simion Bărnuțiu și acum mă aflu la această minunată școală de vară. Cum ți se pare că, iată, în vacanță, tu să aloci câteva zile pentru a participa la o astfel de tabără? Ce face pe tine să particip la această tabără? Pe mine mă face să particip simțul și îmi place că chiar și în zile de vacanță se organizează tabere și lucruri pentru a nu uita materia în timpul vacanței, pentru un start mai bun la școală. Eu vin aici ca să mă distrez, ca să învăț lucruri noi și ca să-mi ocup timpul, în general, în scopuri bune. Plac foarte mult. La început nu am vrut să vin, dar după aceea am zis că haide să încercăm și am venit și așa că m-am plăcut foarte mult și nu regret că am venit. Programul gratuit din cadrul școlii de vară a devenit o tradiție la unitatea de învățământ din cartierul Porolisum, după cum precizează directorul instituției Aurelia Pavel. Suntem onorați că școala noastră găzduiește tabăra de vară de pictură și avem împreună cu noi, alături de voluntarii care acționează în cadrul acestei tabere, pe doamna pictor iconar Ani Pop și aproape 60 de elevi din școlile municipiului Zalău care se bucură de acest privilegiu. Vreau să-mi spuneți cum au reacționat ei în momentul în care le-ați lansat această provocare. Au fost dornici de a veni la astfel de activități? Da, este un mod foarte, foarte util de a-și petrece timpul, de a-și lărgi orizontul și mai ales că se merge pe această abilitate, deci pe partea de artă, noi ne bucurăm că este o oportunitate. Pe lângă atelierele de creație, pictură și comunicare propuse copiilor de animatorii de tineret, profesorii, psihopedagogii și artiștii populari, zilnic elevilor li se servește o masă caldă.